Așa este, o victorie muncită. Îi felicit pe băieți că au crezut până la sfârșit. Știam că ne așteaptă un meci foarte dificil. Îi felicit și pe băieții de la Metalul că și-au apărat șansa cum au putut ei mai bine. Totuși, cred că meritam victoria. Mai ales victoria înainte de a marca arată cu ușită ocazia, am putea spune monumentale, a fost acolo. Ce m-a nemulțumit, sincer, am avut multe cornere și lovituri libere pe care nu le-am fructificat. Știu că a fost și vântul, să zicem că ar fi niște circumstanțe, dar aici mai trebuie lucrat. Se putea termina chiar și mai bine? O să l-a egalat foarte, foarte târziu. Am auzit și am înțeles că au ratat cei de la Sănătatea un penalti. Dar s-a terminat meciul? La Oțel? Nu, foarte bine. Deci încă o dată o lecție și să ne scuture pe toți că niciun meci nu e de dinainte câștigat. Deci Sănătatea erau pe ultimul loc, parcă ține o minte. Egal la gol. Ce mă refer la faptul că n-au fost ocazii de gol absolut deloc. Ați zis foarte bine. Ce s-a întâmplat în a doua parte? Înainte să spun ce s-a întâmplat, realitatea care ați văzut cu toții, Gloria a fost echipa mai bună, a meritat victoria. Noi am încercat să ne ridicăm la un nivel bun pentru Liga a 3-a. Personal, cred că nu ne-am ridicat acolo unde trebuia. Nu poți doar să te aperi. Nu poți să emiți pretenții că atunci când doar te aperi. Atât am putut noi astăzi, în a doua repriză ce s-a întâmplat. Cred că golul lor a fost cel care a făcut diferența, primul gol, și plus că a avut o intervenție foarte bună portarul lor la 1-0. Apoi, despre joc nu pot să spui mult în ceea ce ne privește pe noi, pentru că consider că Gloria Buzău a condus jocul.